Salutare la toți! Astăzi vreau să vă arăt cum se prepară carbonara. Avem nevoie de smântână de 33%, ciuperci 200 de grame tăiate, feliuți, cubulețe, cum doriți. Smântâna, aici am cantitatea de 200 de grame, 200 de grame de bacon, 70 de grame de cașcaval ras, și paste, sigur că, și puțină verdeață, pătrunjel. Mai întâi de toate, punem apa la fiert pentru paste și pregătim o tigaie. În tigaie punem puțin unt și punem ciupercile. Punem un pic și de ulei de măsline. Un pic. Le undim la foc înalt. După ce s-au undit puțin ciupercile, adăugăm baconul și le călim foarte, foarte bine. Dacă e necesar, mai adăugăm puțin ulei. Adăugăm puțină sare și dăm la un foc mediu. Pastele le fierbem 5-7 minute, nu mai mult. Când ciupercile și baconul aproape sunt gata, uitați-vă cum arată, au așa o culoare aurie, rumioară, adăugăm smântâna. Pastele sunt gata, sosul tot. 5 minute a fiert sosul, nu mai mult. Adăugăm pastele și cașcavalul. Punem la un foc minim, mic, 2 minute. Așa arată pastele noastre. Le-am decorat cu puțină verdeață. Poftă mare!